Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM. 9:14, Europa FM, Dimineața Zurli, Mirela Retegan, Fetița Zurli, Marius Aștilean și milioane de ascultători care vor învăța un joc nou astăzi la Jocuri de jucat în trafic. Jocuri de jucat în trafic. Prezentatoarea? Și Fifi e pe recepție, uite, că și eu sunt aici. Bine, Fifi, stai să-ți spun un banc. Fifi, fii atentă. Pardon, o glumă. Elevul la telefon sună la școală. Alo? Bună ziua, băiatul meu este foarte răcit și nu va putea veni la școală astăzi. La care secretara școlii întreabă, cu cine vorbesc? La care... La telefon la se telefon răspunde. Se aude. Alo? Aici tatăl meu la telefon. Cred că le-am dat idei. Astăzi este ziua mondială a râsului. Râde și Fifi e un ha-ha-ha-ha prelungit în mesageria mea de Facebook. Scrieți-ne pe Facebook glume, dacă știți. O să intrăm în direct cu voi și o să facem și un concurs de glume cu copii. Da. Da? Da. Pe la jumate. Intrăm în direct cu copii. Pe la 9:30. Uite, avem cele 3 jucării. Da. Mulțumesc. Păpușa, mulțumesc. Păpușa Zurli și Păpușa Zdrângănel. Și o să intrăm în direct cu 3 copii. Telefoane, 3 apeluri telefonice, 3 copii care să spună glume. Da. Eu spun o glumă, copilul spune o glumă. Nu, lasă că spun copiii. Bine. Hai, să jucăm jocuri de jucat în trafic. Jocul de astăzi se numește jocul numelor. 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 Okay. Cum e? Ce ai mai inventat? Eu spun un nume, iar tu va trebui să spui un alt nume folosind ultimele două litere ale numelui spus de mine. De exemplu, eu spun Andreea. Trebuie să spui un nume cu EA. Ia, să te văd, te-am blocat. Măi, Marius, hai că se pare mie sau am nimerit într-o glumă? Hai că sunt mai blândă cu tine. Atât am mai iubit Dumnezeu. Iarina. Natalia. Iarina. Natantic. Ica. Carmen. Enea. Ea. Iar m-ai blocat. 2-0 pentru mine, tănele. Bine, hai, spun eu un nume, da? Marius. Uzi. La Uzi. Uzi. Și tu n-ar trebui să știi de el. Varianta moldovenească. Uzi. Nu cred că ai inventat-o pe asta. Sidonia. Ia Rina. Naftalina. Nu știu ce să zic. Na. Narcisa. Narcis. Is? Tu. Isidor. Pe bune? Da, Isidor. Origami. Nu. Ortanza. Sarmala. Sabina. Nașa. Dacă aveți acasă un copil cu care să vă puteți juca, vă rog, dați-mi și mie din când în când la radio. De ce? Eu n-am cu cine să mă joc serios. Da, păi asta e... Tanti, prezentătoare, voi oamenii mari vreți să luați totul în serios. Un joc nu trebuie luat în serios, la fel cum nici făcutul temelor nu trebuie luat tot timpul serios. Mi-ai zis o glumă în pauză. Aia care? Cu temele. Stai, cum era? Astăzi m-a certat profesoara pentru ceva ce nu am făcut. Pentru păi ce? Păi ce n-ai făcut? Temele. Dimineața Zurli cu Mirela Retegan și Fetița Zurli la Europa FM.